Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou video cu Retro FIFA alături de Căli Nacio. Am văzut că v-a plăcut foarte tare Retro FIFA 7 pe care l-am făcut, un joc de-a dreptul legendar. Și zic eu, astăzi jucăm un alt joc legendar, care arăta diferit pe PC față de PS3, unde era mai next gen așa. Da, e FIFA 10 World Cup Africa de Sud, mamă, ia uite-te. Da? Globul. Da. Globul pământesc. Fii atent, avea Story of Qualifying și te punea să faci chestii din calificări. Uite pe Diego. Diego Armando. Da. Uite, Rooney. Da. Da. Poți și joc bun. Cu Coca-Cola, cu astea. Da. Puteai să-ți faci tu turneul tău. Da. Aveai și online turneu și jucai cu alții semifinale. Da, da. Poți să joci penaltiuri dacă vrei. Poți să joci penaltiuri. Mamă, da. Fii atent. Avansate, basic, tare. Da, jocul arăta mai bine aici, era pe Next Gen așa, era spre FIFA 11 pe care îl făceam și atunci a fost altfel cu skill moves, cu de-astea, era bună fake în joc. Da, da, da. Deci a fost senzațional FIFA 10 World Cup, mi-a plăcut mult, m-am jucat o grămadă și după vara aia, okay, în care a fost mondial. Ok, trebuie să intru și eu sau ce trebuie să pus? Nu, deci întâi cred că eu o să aleg, sau o să alegem echipele, oricum e tare și asta. Deci harta lumii cu toate echipele pe care l-au băgat aici, cu Afganistanul. Afganistan. Adică era Afganistanul în joc. Pakistan și... Yemen, Vietnam, Uzbekistan. Senzațional, gen. Cred că vom face două clipuri, fiindcă în ăsta nu cred că... N-ai cum, cu Timor Leste să nu joci. Adică tu îți dai seama ce echipe pierdem. Siria, frate. Sri Lanka. Singapore. Ia uite, Arabia Saudită, Qatar, Palestina. Aveam American Samoa. Cook Islands. Deci senzațional a fost jocul, minunat, deci a fost, puteai face atâtea, jucai cu Fiji și câștigai Cupa Mondială cu Fiji, adică cu New Caledonia, nu mi se pare senzațional jocul ăsta, cred că e cel mai bun pe care Vanuatu, bro! Vanuatu e în joc! N-ai cum, efectiv, adică... Wow! Senzațional joc! Wow! Aveai Anguila, Aruba, Bahamas, Barbados... Bineînțeles, e mai greu aici să-ți cauți echipa cumva, că... Trebuie să dai prin toată harta, dar hai să vedem cu cine jucăm. Am putea juca cu două echipe europene. Da, sunt de acord. Anglia, eu aș vrea să iau Spania, frate. Vrei să iei Spania, adică echipa care a câștigat. Da, echipa care a câștigat. Hai okay. Să ajungem la ea. Da. Culmea e că acum FIFA 21 nu avem atâta echipe, nici pe departe. Nici pe departe. Nici nu ne apropiem. Ok, ia Spania. Te rog Spania. Da, o să iau Spania, echipa care a câștigat. Golini ăsta în finală, senzațională echipă, tiki-taka și toate cele. Și acum cred că ești tu, da. Da, eu sunt acum, o să-mi iau, sunt, mi-e greu să mă decid, sincer, 82-83. Mama, Anglia 82. Era, Anglia a dat golul ăla, Lampard, parcă. Da, și l-au anulat. Da, parcă la asta a fost. Da, la asta. Alegem kit-urile, cred că default e ok. Da. Da, ok. Home ambele. Și, apropo, jucăm cu 3 de PS5 pe PS3, power! Și pe PS4 nu merge. Da, power, frate. Nelson Mandela, respect. Group stage finală. A, e blocat. Nu, să, ok. Nu vrem, nu. Mamă, și Bernabeu. Nu, jucam, dai pe group stage și dai pe Nelson Mandela. Nelson Mandela. Așa, bun. Noaptea. Da, treaba e că nu mai sunt conectat eu online și nu mai e conectat jocul la servere pentru că nu mai au servere. Da. Înainte puteai debloca tot felul de lucruri. Okay. Mamă, avem și custom tactic pe Doamne, vechi. Ce dor mie de... Pe Mamă, vechi. Wow, cum era. Custom tactic pe vechi, fii atent aici. Doamne, cum erau ăstea, Doamne, ce frumos. Ok. Counter Attack era cel mai folosit, dacă ții minte. Ramos, Piqué, Puyol și Cap de Vila, mai era creva? Mamă, Arbeloa. Rando Navarro, nu prea avea fundaș. 5 stele la Skill Moves Walker. Mamă, Iniesta, CM. Îl jucăm pe Xabi Alonso. Nu, Râmă. A, e Râmă. Agbonlahori 5 stele la... Bă, erau boostat să fie Caterinca jocul, știi? Și cu stele sunt jucătorii care erau cei mai importanti. De Beckham, Rooney... Da, știu. Aici însă nu știu pe cine aș mai putea băga. Cam asta era echipa. Nu sunt total mulțumit. Dar ok. Nu e groaznic. Mergi. Dar nu vreau să joc cu David Silva atâta. Îl mai bine îl bag pe Cesc Fabregas. Bă, trebuie să joace Ashley Young, două. Sau Iniesta acolo. Trebuie să joace Ashley. Nu, mai bine așa, dăm randament. Xavi Iniesta, Xabi Alonso. Ashley Young. David Villa și Torres. Vreau să joc neapărat cu Walcott, chiar dacă e mai bun. Ia uite-l pe Torres, ești nebun? Da, văd. De ce ne-au dat și în FIFA 21 like în... Ia uite, 5 cu 5 David Villa. Da, extraordinar. Ce jucător.
Și bine. Și Xavi are 5 stele skill moves. Deci driblesc oricine aici, e foarte tare, frate. Foarte tare. Și Sean Wright Phillips, Deron Bent. Băi, cam atât. Nu cred că. Da, suntem bine din punctul ăsta de vedere. Frumoasă echipă și Anglia. Lampard, Gerrard, Rooney, Agbonlahor, adică da. Rio Ferdinand, da, senzațional cu Carrick. Joe Hart, ia uite-l. Unde e Joe Hart? Uite. A, uite-l pe Joe Hart. Cine în poartă? Hai că joc cu Joe Hart. E băiatul ăla care a jucat și în realitate, adică Rob Green. Ah, oleo. Da, Hart era ce trebuie. Peter okay. Crouch, 2 metri. Da, lasă. Senzațional. Jagielka, ce okay, echipă? Ok, eu sunt gata. Da, hai să vedem. Eu joc 4-1-2-1-2, tu 4-4-2. Da. Am scos muzica, deci nu o să avem imnurile, dar băi, dacă n-ați văzut jocul ăsta până acum, că poate n-ați avut PS3. Uite, eu n-am jucat jocul ăsta până acum. E n-ai jucat acest joc? E prima oară când îl joc. O să fiți, deci 11 ani, da? Da. 11, atenție, 11 ani. Nu, dar știu cât de bun e, am văzut cât de bun e, am văzut că toată lumea spune de el că e extraordinar de bun. 11 ani, acum 11 ani. Da. Deci, da, artificii. Wow. Aveau antrenorii, fețele în joc. Erau fanii, vedeai fanii, extraordinar joc. Da, știu. Ia uite, fanii spanii pe autopast. Ce dansează? Dă-i din boric. Samba. Samba. Pe Lampard, pe Rooney, pe toți băieții. Pe Terry. Băi, cum se vede. S-a terizat, nici n-a mișcat. Uite-l, Vicente del Bosque și ăla-i Fabio Capello. Da, Capello. Fabio Capello. Uite, Ramos, fără barbă, da, părul lung. David Villa. Iniesta, senzație. Bun. Cu vuvuzelele. Ai setare, că m-am uitat înainte, vuvuzela level. Că ai vuvuzele, poți să le oprești dacă te deranjeau. Dar n-ai, nu există, vuvuzelele erau tari de tot. Uite-l pe Vicente del Bosque, uite-l și pe Fabio Capello, cred că la rând și pe. Jocul în principiu e cam la fel, adică... nu, sunt niște chestii care lipsesc, nu, din punct de vedere, știi la ce mă refer. Da. A, da, ideea e că am uitat că aici trebuia să ți-i apăsat pe... L2. Pe L2 ca să faci skill-uri. Și pe ce ai de astea, uite, Rabona, fake. N-ai mă cum... Tare rău de tot. Era diferit față de FIFA 10, nici nu... Era alt joc. Da. Păi ăsta e practic 11, mai mult sau mai puțin. Da. Lampa. Wayne. Wayne când era foarte bun. Acum s-a retras, e gata. Frankie! Oh! Lampard. Oricum, dacă dădea, nu era gol. Da. Nu era VAR atunci. Nu era VAR. Dacă o dădea aproape de linie, băi, nu se dădea. Ia uite, fii atent aici, ca asta e singurul lucru ce m-a ciudat, e ăsta, că trebuie să apeși pe L2 ca să faci skill. Da, păi n-am dezobișnuit în Delta. Da, păi așa știam și noi de pe vreme. Oh, senzațională mișcare acolo. De ce a dat? Nebunul era Fernando Torres. Ok. Agbonlahor pentru Wayne Rooney. Oh, două fake shot-uri, a? Ca pe vremuri. Să ne uităm lui târâtul ăla sfânt. Ce vreme. Frank Lampard! Mă, cu exterior, fii atent aici. Fii atent, shoot. Da, bine. Ăsta Torres și-a plecat. A plecat, nu? Și-l avem pe Xavi. Ce pasă, Xavi, du-te, Torres! Torres! Nu, bară! Bă, primul meu șut ca lumea e bară. Cum să spun, a fost cea mai mare pușcărie petardă Fernando Torres la Cupa Mondială din 2010. N-a jucat deloc. Bine. Bine, nu bine, așa, bine, nu la Don Andres. Așa, ai grijă. Așa, bravo. Galbenu. Cesc. Oh, Cesc Fabregas. Torres! Torres apără Joe Hart. Băi. Ce vrei mă de la Torres? Nu știa, n-aș fi nimic pe, în tot turneul ăla. Pe Torres am ajuns în bază. Ia, central. E bună rău. Doamne, mamă, pe cap i-am pus-o. Dar am știut să dau după aia. Mamă, ce abia Alonso. Zeu, ăsta-i. Ăsta-i. Nu se poate. Apără Joe Hart. Așa. Mamă, ce face Joey? Așa, Joe Hart. Torres. Offside. Nu este offside. Nu este offside. Torres. Mare, da, El Nino. El. Bunii. E Steven Gerrard. Stevie G. Mai avea puțină viteză și el. Agbonlahor încearcă acolo. Steven Gerrard. No! Cap de vila. Scoate de pe linia porții, efectiv. Wow. Du-te, Casillas. Iker, frate. Ok, hai. Haide, Doamne. Lasă-mă. Haide, Doamne. N-ai mă cum. Haide, Doamne. Haide, Doamne, ajută-ne. Haide, Doamne. Haide, Doamne. Nu! Sergio Ramos.
Ia atent că e dramatic, e cu corner în ultimul minut. Nu, n-ai cum, ai dat-o la portar. Iker. Da, frate, 0 la 0. Avem două opțiuni, Căline. Putem jica penalty shootout. Așa. Sau putem jica golul de aur. Aha. Adică dăm rematch. Da, da, poate durează și... Nu, hai să dăm rematch și să jucăm golul de aur. Golul de aur? Da. Dacă nu dăm gol. Dăm. Yes, I want a rematch, da. Golul de aur. Golul de aur, fraților. Golul de aur. Nu există. Nu poți să-l dai din prima, gen, nu corect. De ce? Că pare că am fost trădat de echipă. Peste poartă, la peste poartă, oameni. Vai de capul meu ce aproape să îl pălesc așa pe prima fază. Amăsesc. Nu. Opa. E Gabi Agbon la hor. E Gabi Agbon la hor. E Gabriel Ag... Penalt. Haide. Dar nu știu cum se bat. Mamă, vechiul sistem, vechiul sistem. Aoleu, am uitat. Nu știu cum se bat. Ai uitat cum se bat penaltierile. Tu știi? Da. Fault. Absolut, absolut. Marș pe jos, pe jos. Oh, l-ai rupt. Sper. Efectiv, da. l-ai rupt pe Fernando Torres. Da. Efectiv. Da. Am luat roșu la Ramos. Ah, nu. Ai luat roșu la da, Ramos? Da, se dădea roșu pe atunci. Ok. Știi cine intră? Llorente. Al Fernando, mai bun. Aha. Fii atent ce o să fac omul ăsta. Hai, Vicente, că putem și în 10. Nu știe Vicente, nici în 10 și fără talismanul atacului. Bă, nu se fluieră? Se fluieră. Ok, cel mai lung minut 45 pe care l-am văzut. Nu există. Ue! Cum adică? De ce nu intră golul deloc? E ceva cu șuturile, zic eu. Fii atent că e ceva făcută cu șuturile. Nu, e o problemă acolo. Mamă, Andre Iniesta! Du-te, bă, de aici, Piqué! Oh! Nu, Roni. Mamă, cum e Puyol, incredibil, incredibil. Fault? Unde a fost fault? Este fault? Unde a fost fault? Unde a fost fault? David Villa! Ce? Poftim! Golasso! Poftim! Golasso! Poftim! Nu știu, nu știu ce am făcut aici. Doamne, ce gol! Doamne, ce gol! Poftim! Poftim! Știam să le bat, știam să le bat rău de poftim. Tot. Poftim! Wow! Poftim! Ce ai cu capăt? Poftim! 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 Da, un gol, dar bun! Poftim! Uite ce reușită! Poftim! Dacă era Lampard, nu se pune... Poftim! Dacă era Lampard, nu se... Exact cum a dat Lampard. Da, bine, nu din lovitură liberă. Poftim! Poftim! Poftim. Bine. Vrei revanșa? Da, evident. Da, dar nu în acest video, oameni. Fiți atenți. Acesta a fost Retro FIFA 10 World Cup. Revine. Mai facem și o revanșă. Like acolo dacă v-a plăcut. A fost senzațional. Mai greu cu șuturile, că nu știu ce se întâmplă, dar nu-i de la noi. Da, da. Adică din lovitură liberă ați văzut ce ghiulea. Da. Dar a scăpat Rooney, a scăpat ăla. Mai greu. A primit Rooney cu poarta goală, a dat pe lângă. Da, pe lângă, cu capul, a dat ăla paralel. Da, 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 da. A ratat penalti, adică... Dar era un joc ăsta oricum, mișto de tot. Cam atât.